Între cei care s-au aflat săptămâna aceasta în trecere prin Parlamentul României s-a numărat și profesorul american de istorie Kate Hitchens, primul bursier Fulbright în România în 1960. Profesorul Hitchens a scris numeroase cărți despre istoria României și a făcut cunoscută în Statele Unite ideea identității naționale la români. Urmăriți în continuare un interviu acordat în exclusivitate emisiunii noastre. Profesorul Kate Hitchens este primul bursier Fulbright în România în 1960. În timp ce pregătea teza de doctorat la Universitatea Harvard, el a primit o ofertă de a studia în România documentele necesare lucrării sale. Așa a devenit un expert în istoria României, preocupat de ideea identității naționale la români. La 80 de ani, el pregătește o monografie despre Ionel Brătianu, care va apărea simultan în Statele Unite și în România. Ați venit în România într-o perioadă dificilă, după un stalinism sângeros, în care, practic, elita României a fost decimată în pușcării, a fost eliminată din tot ceea ce însemna conducerea țării. Cum v-au primit oamenii atunci? Cum se comportau oamenii cu dumneavoastră? Profesorii, studenții cu care ați intrat în contact? Relațiile profesionale și, aș spune, amicale, în cadrul institutelor respective, s-au terminat când am ieșit din clădirea respectivă. Vă să zic că în acești primii doi ani, oamenii n-au vrut sau n-au putut să aibă relații, să zicem, amicale. Pentru că, și am înțeles foarte bine, pentru că aproape n-am întâlnit pe o familie în care n-a fost cel puțin o persoană, n-a suferit din, vorbesc despre familiile de intelectual, care n-a suferit din cauza relațiile lui cu Occident. Două generații de români au trăit cu speranța că vin americani, era așa o vorbă. Cum ați perceput această speranță în contact cu oamenii? O chimeră. Na, bineînțeles. N-a fost posibil, pentru că politica externă a Statelor Unite se angajează cu puteri mari și relațiile cu Uniunea Sovietică, cu aliații noștri din Europa Occidentală, interesele noastre în Asia, adică ca orice mare putere are o viziune mai globală. Și dacă România ar intra în viziunea aceea mare, atunci am putea face ceva. Ca cazul lui Nicolae Ceaușescu, de pildă, când el a început să facă o distanță, oarecare distanță, între România și Uniunea Sovietică, atunci Statele Unite și Occident în general s-a interesat mult mai mult de România și ceea ce se întâmplă în România. Cum vedeți evoluția zonei geografice în care se află România în următorii 10 ani? Este un viitor de cooperare mai mare în cadrul Uniunii Europeană. Adică nu văd dispute mari între țările din regiune și chiar relații dintre România și Ungaria în ceea ce privește Transilvania sau lege nouă făcută în Parlamentul de la Budapesta privind cetățenia dublă. Exact. Ungaria și România
face parte din Uniunea Europeană. Și nici Franța, Germania, Britania și mai ales Statele Unite, cred că nu vor tolera o dispută care merge peste limită. Statele Unite și Canada avem problemele noastre. Adică, mai ales privind import-export, tot felul. Și uneori cuvintele mai puțin plăcute se spun și de parte și de altă. Yeah, da. Dar noi suntem, ca să spunem așa, pe același pagină. Noi facem parte dintr-o civilizație comună. Și în cadrul acestei civilizații găsim soluții pentru disputele noastre.